Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre mijloace de producere a frigului. Deoarece în cumva instalației frigorifere trebuie menținută permanent o temperatură inferioară a temperaturii mediului înconjurător, din ea trebuie să se extragă continuu o anumită cantitate de căldură. În cazul răcitoarelor simple, căldura este absorbită de gheață care se topește. În cazul frigiderului, căldura este evacuată continuu din cumva de un altfel de pompe de căldură numită mașini frigorifere. Căldura este deci transportată de la temperatura mai scăzută cu velea temperatura mai înaltă a mediului. În mod natural, căldura nu trece însă de la sine decât de la corpurile mai calde către cele mai rece, iar circulația ei în sens invers nu este posibilă decât printr-un consum de energie din afară. În cazul frigiderului, această energie este consumată de mașina frigorifere sub formă de energie electrică sau căldură după tipul frigiderului. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.